dat și așa m-a trezit, domnule președinte, bună ziua, stimați colegi, bună domnul coleg. Vreau să pornim ședința din data 28.2.2019. Vom citi ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Cernea Mihai Andrei, președinte de ședință pentru luna februarie 2019 și a domnului Dinu Viorel, președinte pentru luna martie 2019. Toate proiectele sunt inițiate de domnul primar, nu mai repet la fiecare punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare locale pentru anul școlar 2019-2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire în frumusețare, păstrarea ordinii și mâna Târgul Roduș. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrele 1 și 2 ale anului 2018 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestor. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul urbanistic zonal, construire hală, prelucrare, materiale nos și vestiare muncitori, comuna Târgu Trotu, județul Bacău. Amplasamentul este în terenul extravilar sola 38, parcela 901-38, suprafață de 9.174, număr cadastral 61.786. Inițiator Răzmiești Victoria și Răzmiești Mihail. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu favorabil pentru planul urbanistic zonal, construire sediu administrativ și hală depozitare, construire locuință E-1E, Tuta, comuna Târgu Trotu, Bacău, aplasament teren extravilan, suprafață de 5.800 de metri pătrați, numărul cadastral 62.376, inițiator Iordache Mădălina Mariană. 7. Proiect de hotărâre privind instituirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Târgu Trotu, județul Bacău. Așa. Cu o mențiune, proiectul numărul 8, aș vrea să-l retrag de pe ordinea de zi deocamdată. Da, dacă nu ați spus în ceasul, aveți dreptul să vă spun. 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunului Târgu Trotu. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor împărmite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 4, 2018. 11 diverse și avem și... 11 avem... Da, și avem niște puncte... În plus, da? În plus. Una dintre. Primul este... Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local. Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Sabău Dorinel în cadrul Consiliului Local al Comunei Târgu Trotu, candidat la alegerile locale din iunie 2016 pe lista Uniunii Naționale pentru Progresul României. Următorul punct este actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziție publică conform OUG numărul 114 din 2018 pentru obiectivul de investiție în vizarea rețea canalizare menajeră în localitatea de Joara, comuna Târgu Trotu, județul Bacău. Da. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, aș dori să fac o mențiune. Aș dori cu sprijinul dumneavoastră să scoatem punctul numărul 11, să-l aducem înainte să la ordinea de zi, să trecem pe domnul consilier, să fac fi supus pe validare. Care e în caz nu mai putem. Da, dar deci, am și o mențiune aici. Dacă depune jurământul, faceți să participe la ședință și să voteze. Da. Asta am discutat la comisie și nu știam. Da. Da. Păi atunci, da, mai o problemă. Mențiune, o să trecem punctul, o să trecem punctul cu... Da, da, da. Nu știu, trece la punctul... Domnul președinte, nu se părăsă. Punctul numărul 8. Nu cunoaștem de ce a fost pot de pe urmă. Inițiatorul... Da, eu sunt inițiatorul, eu retrag și vorbim. Bine. Avem... Deci, pentru că știi, vă rog tare mult să supuneți la vot... Deci supunem la vot modificarea și după aceea modificarea... Exact. Propunem. Da, bine.
Mai sunt discuții la ordinea de zi? Atunci îl punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Procesul verbal de... Nu trebuie să decurajurăm domnul consilier, care... Puteți privă în ordine, deci 28 în 3, data de 8 și 14, Procesul verbal la ședință extraordinară a Consiliului Local din 28.1.2019. Vă invit la discuție. Dacă nu sunt discuții, asta e eu am e ultimul? Deci, vorbim de procesul verbal din 28. Zero. La aici, unde? Unde aveți 28? 28.1.2019. Da. Domnul profesor, și mai ultimul proces verbal, dacă cred că dumneavoastră nu l-am adus, când am dat celorlalți, acolo la doamna 8 exemplare, unde se spunea despre ce... Mai suntem urmări care vorbim. Ăla. Care e 3.12, dar de fapt a fost 8. Din 1 a 2. O secundă să consultați. Da, după ce mi-au... notat și după ședință de demență. În principiu am văzut și eu, că era prezent acolo. Respectiv 4, da. 15, sunt prezent 12. Absentă, da. Aici primul, Liric. Nu. Deci, domnul Oameni, procesul verbal din 28 am priat. Absentă, nevăzut, poate consilier spune. Te referi la ședința din 28? La ședința ordinară. Da. Sau extraordinară. Deci, 15? Nu, și nu atunci, într-adevăr. Dar am 4 absențe. Uitați-vă, am fost... Păi eu sunt cu antică, doamnă prezent. Uitați-vă, data 28. Sunteți absent, domnul Oameni. Dar m-am uitat în cealaltă de comisie. Deci vorba de ședință, domnul Coagă, nu-i de comisie, da? Deci noi procesul verbal este de la ședință, nu este de la ședința pe comisie. La comisie poate a scos, dar n-a fost la ședință, da? Dacă e tot ce dată aia, deci a fost să dar nu suntem ați văzut cum aveți pe mășuram condiții. Dar nu trebuie să fie. Nu deci eu mai cred când văd după fiecare ședință și cei care sunt, care le-au absențiată, da? Consilierea absențiată. Și v-am trecut aici, v-am trecut. Poate ați fost la comisie și n-ați mai ajuns la ședință. Dar așa este. Haideți să votăm dacă altă persoană... Și clarificăm imediat. Spune-le, domnul Camina. Pentru procesul de un pic, că n-am ajuns la un lucru. Imediat, da. Bun, dar numai în misterul până la urmă ați participat sau pe două. Să votăm de energie. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Când am participat, nu pot să trec. Te-a ținut? Nu, nu, nu face ceva. De 12 pentru și o abține. Următorul.
1-a, 2-a, 2-a, 19. Aveți discuții la procesul verbal de 1-a, 2-a? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proces verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de 8-a, 2-a, 2019. Discuții. Domnul Văcar. În primul rând, ceea ce am vorbit eu în ședință nu s-a transformat în proces verbal, decât în mod formal, în civil. Mod formal. Noi, formal, dacă am zis formal, formal. Iar la votul am menționat că, vă rog, doamna secretară, să consemnați cei care sunt împotrivă și n-ați consemnat nominal. A zis 5 pentru, 4 împotrivă. Dar n-ați menționat cine sunt împotrivă. Deci 5 pentru și 4 împotrivă. Și n-ați consemnat doamna secretară. N-ați consemnat cine sunt pentru și cine sunt împotrivă. Nominal. N-ați consemnat treaba asta, iar la alte ședințe văd că consemnați tot timpul. Împotrivă așa și așa mai departe. Aici, la data de 8, n-ați consemnat nominal. Am zis nominal. Cine sunt? Deci pe data de 8. Așa. Iar în ceea ce privește cuvântul meu, la ședința respectivă, ați menționat în mod subțint, hai să zic subțint, că PNL-ul, grupul PNL-ul nu-i de acord, că doamna postulată, dacă câștigă cineva, eu am zis clar atunci, și de ce nu consemnați treaba asta în procesul verbal? Deci eu v-am rugat atunci, consemnat în procesul verbal, în cadrul în care doamna postulată va avea câștigă cauză. Cine va plăti? Nu va plăti UAP, Unitatea Administrativă, tot de leu. Va plăti cei care vor... Domnul consilier, am rugămintea. Eu am exprim părerea mea și dumneavoastră după aceea discutați. Deci n-ați consemnat ceea ce am zis eu, doamnă. Sunt împotriva acestui proces verbal. Domnul președinte, dacă vreți să... Dacă nu trebuie, să vin cu completare. Aveți dreptul să ați completat, domnul. Nu, doamnă, haideți în ocazul. Trebuie să vedeți la subiectul. Doamna secretară, voi fi foarte, foarte scurt. Vreau să-l completez pe domnul, că într-adevăr exact ce a spus domnul, că întotdeauna a cerut și eu și el am fost... Nu, a cerut în mod expres ca să se nomina cei care votează pentru și care se abțin. Iar legat de UAP, nu există UAP, există UAT. Asta vreau să mulțumesc. Amen. Bun. Era după ce vreau la uzina de autoprinse. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este pentru? Da, da, da. Încă o dată, vă rog. Cine este pentru? Dar cu completări legate. Cu completări de rigoare. De rigoare, dar cu completări trebuie să apară într-un act. Oficial. Apare în proces. Apare în proces. Nu vreau completat pe mandat. Dacă aveți, de la președinte. Deci cine este pentru? V-am mai... Deci de trei ori... Împotrivă? Puteți și tu pentru eu. Abține? Nici n-am fost. A fost din plecere, deci, da. Deci n-am fost. Ne abținem, că nu știm ce. Ne abținem și gata. Exact. Deci, da. 9 pentru, da. 10 pentru. 3 abțineri. 3 abțineri. Pierdea. Mai avem un proces verbal, dacă sunteți atenți. Vă rog. Al ședinței de îndată, Consiliul Local din 14-a, 2-a, 2019. Discuții. Dacă nu sunt... Nu știu, aș vrea să întreb totuși pe stimații domnului colegi consilier, dacă în ultima ședință
cei care ne-am abținut, nu am votat proiectul ăla. Nu, aș vrea să vă întreb, părerea mea personală. După aia v-ați făcut și ați votat pentru și inclusiv am citit că după aia ați mai votat ca să facem frumos, deci acordarea de subvenții. Ceea ce nu-i corect, dar mă rog, eu nu pot să votez, nu am ținut. Da. Nu, doar am întrebat. Doar am întrebat. Mulțumesc de frumos. Dar să întrebat ce că am întrebat dacă s-au abținut la ședința, de ultima ședință și n-au votat. Au venit, au fost ședință din dată și deci am respins punctele alea două. Cu subvenția respectiv mărirea gunoiului, după aia a venit și au votat. Pe ce criterii? S-au schimbat un pic. Da, mă rog, probabil, nu știu. N-am fost la ședință, deci nu pot să mă abțin. Bine, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 8 care au fost prezenți, au votat pentru, da? Și 6 abține. Da, nu au până. 5 abține, da? Deci am terminat cu procesul de întrebare. Gata, l-am văzut. Trecem la punctul privind validarea mandatului consilier local al domnului Savoie Dorinel în cadrul Consiliului Local al Comunei Cepetrotă, candidat la alegeri locale din iunie 2016 pe lista UNPR. Așa. Nu vă aștept. Mai este, da? Citim de aici, în lege, sau... Este vacantarea postului domnului Barete, da? Nu, înainte că așa trebuie comisia de validare. Formată din? Formată din Cavalli Carmen, Umbreanu Petrea, Mister Ionel, din Viorel, Mistorate Mănânc. Haideți, vă rog. Haideți să fac, aici nu lasă. Nu, dar lasă-ți eu fiecare pe care vă faci. Domnul Ionuț. Domnul Ionuț.
Deci, vă rog frumos, da? Am votat la referendum. Domnul președinte, domnul președinte. Da, vă rog frumos, vă rog frumos. Justă este bunicția și legii țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este permis. Și ce pe mea, pe putinile cuitorilor promite lui totuși. Așa și să mă atunci. Da. Domnul Savo, după cum ați observat, deja vi s-a atras atenția de la președintele de partid, așa că trebuie să luați în considerare. Da, trebuie să faceți la dumneavoastră. Da. Felicitările noastre, da, e nou venit. Domnul Gabă, da? Da. Vă să știți ce se întâmplă de o lună jumătate, ba la 3 săptămâni, ba la 2 săptămâni, scoatem gunoi, vine mașina, pleacă mașina, nu mai rămân în drum. Da. Da, domnul Gabă, dar adevărat, sunt niște probleme. Nu să nu m-am comunat cu lucrurile, după cum probabil știți. Mai sunt mai mulți care vă... Dar o să ieșim cât mai repede. Știți destul de bine că am avut și noi o acțiune la nivel de comună, prin care am mai dat o gură de oxigen și probabil în perioada următoare se vor rezolva situațiile. Păi și gură de oxigen de două săptămâni. Dar de când a venit mașina de la Rompre, a venit numai pe partea aceea dintre Unești, a venit până la primărie, partea stângă, vis-a-vis, nu s-a venit de două săptămâni? Da. În momentul de față, Romprestul colectează o mașină pe comun. Deci astăzi dimineața ne-am discutat la telefon și nu este adevărat, nici la Tuta nu a fost mașina. Aici a fost pe Târgu Turtuș, pentru că acum o săptămână a fost pe Tuta, dacă nu mă înșel, și facem în așa fel încât să împărțim cât și cât. La un moment dat va trebui să intervenim iar. Noi să vedem, nu știu, rămâne de văzut. Sper că în perioada imediat următoare să rezolvă problema. Dar presupun că în primărie niște acti, câțiva, mai gândit în campania electorală 2012, când a promis un partid care era la Tupimboro, care a candidat, în colaborare cu primăria la Sărgărești și Sărgărești, asta a intenționat o mașină de gunoi, tomberoane care a făcut în curtea școlii 8 ani de zile, da. O mașină de pompieri și un tractor pe remorcă. Da. Era doar mașină de gunoi. La un moment. Bun, dar finanțarea a fost din primăria Târgu Turtuș și o parte. În momentul în care s-a intrat în ADIS, s-a lăsat totul deoparte. Păi și Târgu Ocna de ce are dreptul ca să colecteze gunoiul? Târgu Ocna plătește mai mult decât noi, domnul Carlo. Deci, dacă vă interesați, cei care își duc, știți discuțiile domnului consilier, și LG-ul are la fel, ei plătesc mai scump decât noi. Au serviciul lor, într-adevăr. Noi sperăm să soluționeze situația asta cu Romprestul până una alta, tot aici este problema. Primăria Târgu Turtuș, încă o specificare pe care o fac, este la zero. Deci nu că avem datorii. Deci că ne înțelegem. Nu că s-au luat bani, nu s-au plătit, nu există așa ceva. În schimb, ușor vom ieși din... asta este, cum a fost problema și cu apa la un moment dat și... poate unul dintre dumneavoastră știți încă avem, încă persistă problema respectivă. A intervenit acum și problema gunoiului. Sperăm că în perioada mea, poate de miercurea viitoare, să înceapă colectarea cu mașinile normale, nu doar cu una, șapte mașini, am înțeles că la un moment dat, da? Așa, la formația mediului au trimis, a trimis Romprestul, a venit doar o mașină din șase, sperăm că de miercuri să înceapă. Da, domnule.
O întrebare asupra acestui lucru. Păi, mi se pare corect. Deci, Promprestul își face cum vrea și ridică gunoiul când vrea. Însă, sancțiuni pentru Rompres, unde sancționează pe noi? Ce sancțiuni sunt? Deci, de ce nu dură? Eu astă bară, 3 săptămâni, erau cu 40 de grade afară, 3 săptămâni stăteam și dădeam un stare cu noi. Că mă gândeam mult. Păi, dar nu de-aia, altă bară s-a luat de Rompres. Da, dar după 3 săptămâni, doamna... Da, s-au luat și două. A, nu-i gata urța dumneavoastră? Nu-i gata urța dumneavoastră? Că i-am motivat că i-am sunat și i-am motivat că schimbă șoferii și uit întotdeauna și i-am sunat și a doua zi la Bofteana, întotdeauna veneau... Și cum aveam un problem la biserică. Da, și întotdeauna veneau mașini de cliniești și niciodată nu am putut să veneam. Am înțeles. Pe 6 decembrie, când... Ce măsuri s-au luat pentru așa ceva, ca pe parcurs să nu mai fie. Pentru că cetățenii au fost obligați să plătească pentru a se achita un presto și bănuiesc și noi am spus din bugetul local ca să ne ajutăm. Nu? Nu? Nu v-ați deja, nu? Nu? Nu. Păi Boșu. Deci, până la urmă, cetățenii, da, într-adevăr. Da. Și dacă nu s-au luat, ce face Rompresul? Ce îmbunătățire aduce față de cetățean? Ce îi spune? Domnule, nu ți-am luat gunoiul? Cum vă penalizez eu pe voi? Nu putem penaliza noi, domnule. Păi și atunci... Conducerea adisului și mediul. Iar, cum zice domnul Gavron, într-adevăr, acolo a fost o problemă, are ulița mai îngustă și știu că tot timpul erau probleme și se uitau și se negrijau și plecau, veneau de-abia a doua dimineață. Nu, parcă așa se întâmplă. Da, că... Am înțeles. Principiul din 4 ori pe an... Nu mi se pare corect să fiu implicat să plătesc normal pe ceva ce nu se face normal. Da. Trebuie o soluție găsită. Doamne, dacă nu ridici gunoiul, eu nu-ți mai dau măcar, dragă meu. Pentru că obligat e bine cu supoziția că noi generăm pe anul cu noi, de asta s-a și mărit creierul. Dar noi cum să generăm dacă ei nici nu ridică? Cum e posibil așa ceva? Hai de să nu facem iarăși la discuție. Da. Vom luați, domnul Gavă, luăm alte problemele dumneavoastră și vă încercăm de rezolvă. Da? Sănătate, mulțumim. Vă rog, la punctul numărul 1, dacă nu sunt discuții, vreau să trecem la modelul. Domnilor, domnul consilier, trecem la vot la punctul 1, nu mai citesc, le-am citit odată. Cine este pentru? Un vot liber? Abține? La punctul numărul 2, cred că ați discutat la ședințe de comisie. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Băcaru, nu ați indicat mâna. Păi, vă rog frumos. Punctul numărul 3. Discuții? Vă rog frumos. Deci, domnul președinte, comisia la care am avut ieri, punctul numărul 3, am stabilit cu virgulă colegii mei, respectiv punctul numărul 3, venind cu amendamente la capitolul 6, aliniatul C plus F, care vor fi prezentate de comisie în ședința ordinară de astăzi. Deci aliniatul 6, articolul 6, pardon. Capitolul 6. Am spus că venim cu C plus F, da? Așa. Deci aici au venit domnii consilieri Mureanu și domnul Rotaru. Vă rog frumos, citiți, domnule, în altul ca să curețeți amenajele de bun, aici este vorba de niște paragrafe care vin în sarcina consilierilor și a viceprimarului, care mie nu mi se pare corect. Adică ca consilierul. Ce să facă? Consilierul să oblige cetățenii să întreprindă sancțiuni de reparație, adică să facă reparații, zugrăvel, boxitor, garduri, podețe. Deci, până la urmă, să facă ce să facă. Podețe, care nu este atribuțiunea consilierului să meargă să-l oblige să facă podețe. Deci, una este să curețe, pentru că este la paragraful C care spune să curețe, dar eu nu am specificat. Eu am spus ca să execute. Mai jos, E, ce spune? Să ia măsuri de executare a rigorilor. Păi stați așa, ce să facem până la urmă? Să verific ca să execute cetățeanul rigole?
Deci nu știu acum care este problema. Deci eu ca consilier, sunt pus ca să verific ce să facă și să-i sancționez pe cetățeni, dar nu sunt pus ca să verific lucrările care se fac pe raportul primăriei. Deci cu banii primăriei. Deci întotdeauna eu sunt pus în situația în care să amendez pe cine? Să sancționez cetățeanul. Păi dați-o așa este sancționat. Păi da, dar eu trebuie să iau măsuri. Ce să iau măsuri? Adică să-i spun cetățeanului să facă rigore? Da, să-și curețe rigore. Păi acum vă spun. Aici spune paragraful ce? Să curețe și să amenajeze șanțurile de rigore. Dar aici spune să ia măsuri de executare a rigorilor, de scurgere. Deci să iau măsuri de executare. Una este de curățare, una este de executare. Da. Numai de executare se vor face. Bă, este dumneavoastră, nu să veniți la pergutul să dați sfaturi aici. Aveți dat tot la tuta în zona dumneavoastră. Dar eu nu am dreptul ca să-l fac, să-i spun cetățeanul să execute și să facă. Din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră dați exemplu ca și consilier, restul se rezolvă. Deci ați înțeles? Am înțeles. Adică eu o să dau exemplu să fac rigor în fața porții mele. Să curățați rigor, nu să faci. Este voie. Să curățați. Domnule, dar așa spune aici, deci eu nu spun să curăți. Deci ia mă, văd ghevate, duce vârtit, duce tot vârtit. Deci una este să curățe. Deci eu am reținut. Dar domnule, este bine. Iată, deci o să faceți o mustrare verbală celor care nu... Da. Curăți și la ce? La curățare? Dar nu pot la pompul ieri. Da. Deci la pompul ieri nu pot să-i zic... Nu pot să-i zic cu nimeni să luați pătrunul și să-i curățați. Dar nu, domnule, dar eu nu pot să-i zic cetățeanul să facă să-i Sigur. De ce? Pentru că dacă nu împând rigola sau șanțurile, de pe drum. Deci, să fie împotrivit ca să nu mă putem de drum. Eu am o rugăminte la dumneavoastră, referitor, dacă tot am avut discuție. Aveți o bucată de sărăm legat de 20 de ani acolo de sărăm cu dumneavoastră, facem la jur. Aveți un pierdut pe 10 parte sau ceva? Da. Dar asta este problema. Este problema și vreau să dați spus acolo. Are animalele, adică așa spune aici. Am deci pomenirea care, deci așa spune. Nu înțeleg. Mai sunt câteva mari. S-a avut în lucru de mai spune. Așa că dacă îmi place de transport, care e pasul transport? În comună trebuie să fie, să aibă plăcuțul de matriculare. La căruță. Numai port să-l transport. Nu. Din cauza că se transportă gunoaie, de căruță, nu știu ce. Trebuie să identificăm mai ușor la toată referință. Dacă se mai poate, să vă dau o cameră de luat pe vedere. Asta depinde de politică. La ieșire, la transportă, iar distrug pădurile, se distrug și plăcuțul sau ce mai au un sistem de a recunoaște vehiculul respectiv. Da, am înțeles. Da. Cine este pentru? Domnul Boacă, domnul Toc, vă rog. Deci, în ușoara se execută de societatea asta, da, energia, da, cărbunești, înlocuirea stâlpă. Parcă locurile îmi pun de groapa înapoi, și vreau o groază de pământ care mașinul din cel când lângă mine acolo am doi stâlpi. În ea, când am developer, prășește traseu pe... Da. Deci ei au făcut groapa, ei să-și ia și pământul de acolo. Da. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? La punctul 5. Le-am modificat și acum e 5. Da? Da. Am făcut 1. 1 a devenit 2. La punctul 5, dacă aveți de discuție, postul punct 4, ca să nu creăm
Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Punctul numărul 6, dacă aveți discuții. Se scrie la cuvânt. Da. Cine se mai scrie la cuvânt, ca să știm? Dați cuvântul domnului Mititeanu. Domnul Mititeanu. Am mai venit cu o specificație în comisie legată de acest punct. Am noi, deci comisia numărul 3, deci mă refer strict la comisia numărul 3, am avizat pozitiv și am impus unele condiții legate de racordarea la energia electrică, canalizare și gaze. Nu știu dacă celălaltă comisie a discutat, dar era și domnul Adi, a fost de față, și am spus, în momentul în care ți-ai luat, adică îți face, domnul primar. Și domnul primar Adrian Paul Corpăș. Așa, și un bunian. Deci te rog frumos, domnul primar. Și am scris aici cu mențiunea, în momentul în care trebuie să scrie ceva, nu vii astăzi, ai venit ca să-ți facem, să-ți tragem scârbii, mine vii să-ți tragem gazele, dacă nu sunt așa. Dar mi se pare că asta doar dacă include un proiect mare. Nu, este un proiect foarte mare. Am discutat ieri. Pentru o singură firmă nu vin nici. Nu e vorba de asta. E vorba de certificatul de urbanism care s-a prezentat ieri și care specifică că omul nu are nicio pretenție ca să vină după cu act de cerere. Omul bănuiesc că deja are ceva acolo, panou, ceva... Ok, deci aș avea rugăminte, doamna secretar, să menționați în procesul verbal, da? Da, vă rog. Deci ce aș așa domnul primar, în plus, că nu are nicio pretenție, da? Vă rog frumos, să specificați în procesul verbal. Exact. Deci respectiva persoană, respectivă răsmeriță, mă rog, răsmeriță, cum se numește? Victoria și răsmeriță Mihail, nu au nicio pretenție. Dar este deja certificatul de urbanism care l-au semnat, domnule. Deci nu înțeleg. Care nu l-am avut la dispoziție, îți repet. Dar vi s-a dus ieri. L-am primit, nu mai mult sigur, da. M-am dus cam la domnul Mititeanu, zic că n-am văzut certificatul. Deja noi furăm proiectul de urbanism. Doamnă, arătați-mi de ce se trebuie de urbanism. Dacă dumneavoastră mi-a arătat ce... Acolo, da, așa, și dacă doriți și dacă vreți pe viitor și viitorul apropiat, dacă e la anul sau peste 2 ani, 3 ani, vom da în intradinar. Este o zonă destul de frumoasă. Se pot face și asta înseamnă că dacă se va da intradinar, vom face nu ceva extindere de apă. Deci așa e dat, intravilan extins. Da, omule, da, dacă dăm și până sub deal, ai zis ce ai zis, doamne, e doar o bucată la șosea. Dacă dăm toată partea respectivă, se poate duce rețea de iluminat, de curent, de apă, așa mai departe. Da, asta e de viitor. Da, sigur. Vă rog, de favor. De ce a specificat un proces pe vara? Mai e cineva care are o întrebare? Nu știu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trece la punctul numărul 7. Discuții? Punctul 7. Punctul 7. Deci e devansat cu câte un punct. Așa. Am discutat și ieri. Nu că sunt împotrivă, eu n-am nimic. Atâta am văzut aici și i-am zis domnului primar și doamnei. El este vecin cu rezerva primăriei. Nu se știe ce suprafață, cărți și dar eu țin minte că Curtea de Conturi a spus pentru că noi trebuie să punem la punct toate terenurile care le avem în acest stadiu, să le aducem ca să știm să se poată, să fie plătit, să fie taxat sau ce este. Deci problema este, trebuie văzut, eu am răspuns corect, n-am primit, adică rezerva primăriei. Cât este cu mesele? Păi, de asta vedeți cineva să face și cadastrarea. Acolo se va afla exact fiecare cât are, cum are, cât are. Vine pe problema. Poate înainte a fost un hectar. Punem prin absurd. Și după măsurătorile actualmente care se vor face, pentru că nu se știe că, se poate ajunge că avem numai un metru lățime. E corect. Nu e adevărat. Pe unde
Deci nu pot să-mi dau seama. Și de ce am venit cu acest argument? Pentru că acolo terenul, pe ambele părți, față de dânsul, este arab. Deci dacă este arab, asta înseamnă că nu mai există rezerva primăriei. Ceea ce am zis că poate se suprapune acel teren. Dacă țineți minte, n-am să dau numele la tuta la un moment dat, sau deci frate știi de oameni care țin neau. Deci așa se vorbi despre așa. Deci, eu nu am văzut cine ține sau ce am ține sau ce este. Eu vreau să știu suprafața rezervei primăriei, dacă există în acel loc și suprafața totală cât este. La un moment dat, după ce se va finaliza, trebuie va trebui înscrisă, nu în cartea funcția. Adică cum se face procedura? Și atunci din seama logică de Consiliul Local, exact cât avem de rezervă. Normal, din punctul meu de vedere, așa ar fi trebuit ca să existe o evidență asupra tuturor terenurilor care sunt a primăriei, adică rezerve de teren. Pentru că noi o facem o rezervă de sure de domne. Deci, ce să facem? Să facem la inventar. Noi vorbim acum despre suprafața. Dar asta e eu văd de ce nu asta. O secundă. Care e proprietatea omului cu titlul cu ce are? Mi se pare corect. Haideți să discutăm despre pătrățica dumneavoastră. Da, dar trebuie să luăm în considerare și vecinii. Discutăm la diverse. Păi dumneavoastră știți ce înseamnă? Dânsul când face pe suprafața respectivă, trebuie să iei și semnătura vecinilor. Aici, a dat semnătura și acordul. Primăria? Nu, o să intrăm în ședința următoare, în proiect de hotărâre, prin care se aprobă Consiliul Local. Păi și vedeți, deci noi dăm aprobare și după aia să nu fie divergențe, să nu fie probleme. Să fie supus. Deci, eu asta vă întreb întotdeauna. Rezerva primăriei nu se știe că dar nu este atribuțiunea mea. Dar nu e atribuțiunea mea. S-ar putea să mă atare să fii fost acolo. Intrusul respectiv. De asta spun eu. Că nu mă... Nu mă ești ce nu până la urmă, este că nu putem să știm adresa cât e. Acum nu. Dar nu știu. Dar eu... Că se încheie ca dar asta pe extra. Dar este și o problemă. Că știți că știu. E o chestie care aici... Adică sunt probleme care practic se bat cap în cap. Deci e treaba primării care noi nu știm. Nu știm. Acum dacă aprobe. Ia uite. Domnul Cotilera de dreptate. Da, dar omul ăsta are activi suprafață. Doamna Bogdana este ca nu știe. Păi nu, nici noi. Nu știe. Deci a fost la conflicție. Dar nu se știe. Nu știe că vine. Nu știe suprafață. Suprafața aia a fost liberă. Deci ce rămâne la conflicție? Atunci, haideți să facem așa. Eu vin cu propunerea asta, dacă vrea poate să vină. Poate veni oricine. Însă, nu putem, hai să nu ne pripim, să luăm decizii pripite ca să-i dăm. Noi putem să ne dăm următoare să avem totul și atunci să-i dăm exact cum a spus. Noi trebuie să-i dăm acordul lui ca să demoreze acumulatea, că el noi ne obstrucționăm. În momentul în care vine cu așa ceva, cu construirea hală de depozitare și așa mai departe, el deja deține terenul respectiv. Are terenul respectiv. Are terenul respectiv. Nu e să fie în locul nostru. Nu, dar eu n-am specificat. Noi nu știm. Noi nu știm. Discuții terenul. Noi trebuie să ne putem. Da, vă rog, domnule. Deci noi îi dăm drumul, da? Îi dăm drumul acestui proiect. Să presupunem că îi dăm drumul acestui proiect. Omul din pătrățica lui se mai duce cu metru. Vine altcineva. Prin satelit, are o mie și una. De ce ne certăm? Așa ați votat domnul Ungureanu și vânzarea la Casa de Apă. Și vecinii era tot rezerva primării. Știți al cui era? Și mai sunt multe chestii. Când s-o face inventarul cu toate ăștia și mai ajunge cineva să trăiască, să revărsoare toate rezervele astea? Eu n-am luat în calcul că nu se aprobă pentru să îi se dea avizul favorabil domnului Iordache. Eu am luat în calcul să știu suprafața de rezervă. Atât am mai interesat.
Deci pe mine nu m-a interesat. Domnul Iordache a venit să spune sau la ce. Eu nu sunt împotrivă, eu sunt pentru. Eu atât m-a interesat pe mine rezerva care... Deci, e domnul Consiliu, pe mine te interesat dacă amplasamentul este corect în lucru, da? Păi cum adică nu, dacă nu e mai mult, adică nu te înțeleg. Păi nu înțeleg, doamne. Pe mine nu interesat rezerva, cât mă interesat amplasamentul, dacă e corect. Deci, cum dacă a venit aici în clara reacție și a zis, obligat, nu vine nici dacă este pentru, împotrivă, abține, domnul Sumir. Punctul numărul 8. Acolo să menționați în procesul de val, ca o următoare, când este pentru aprobare, să fie. Pe mine mă interesează rezerva primăriei. A fost discuție la mine de rezerva primăriei, nu de domnul Iordache. Vă rog, dați-mă explicați parcarea asta. Deci, de ce este imperios, sau impetuos necesar, mai bine zis, ca să facem acea parcare? Pentru că eu nu știu, nu văd, adică, luăm suprafața dispensarului de acolo. Și prima problemă care mi-a ieșit mie, prima problemă care s-a ieșit și mi-a ieșit așa în minte, care îi spunea ei. Am zis, băi, frate, facem acolo, vor parca două mașini. Bun, ce facem la o chestie? Deci, cât câștigăm acolo? Deci eu vreau să știu cât câștigăm. Trei mașini? Patru mașini? Ai mai mult și atât. Păi de ce avem mai mult? Pentru că te duci lângă alea aia care te intră pe... care avem mai mult, da. Aproape până acolo, până acolo, trebuie să lași o vizită de un metru. Hai, o de 10 mașini. Nu mai există 10 mașini, deci eu... Băi, ce n-ai vedem în cap, aca, ce? Dar nu-i vorba că eu nu am vacă, da, nu înțelegi, nu-i vorba, să-l înțelegem, dar probleme. E vorba, să-l înțelegem, ascultă la mine. Avem, vine lumea la biserică, bă, nu am făcut așa de cap. M-am consultat și cu oameni de acum parcare. N-am luat toată curtea dispensarului, lăsăm o parte acolo, partea de la deal. Dar și normal, ți-i lași, nu trebuie să-i lași o cale de acces? Da, rău. Acolo rămâne loc pentru scenă. Da, rău? Scenă.